Un bărbat de 32 de ani din comuna Oprișor, făptașa mai multor infracțiuni la regimul rutier și de furt, a fost prins de polițiștii mehedințeni. Aceștia împreună cu jandarmii au desfășurat o acțiune pe linie de urmăriri, iar astăzi, 26 septembrie, în jurul orei 6:40, bărbatul a fost săltat de oamenii legii. Se pare că acesta se sustrăgea unui mandat de executare a pedepsei închisorii de 3 ani și 10 luni, fiind urmărit la nivel național și internațional din luna iunie 2021. Acesta a fost încarcerat la penitenciarul Drobeta Turnu Severin.